Mergem mai departe și schimbăm registrul. Au apărut înregistrări cu discuțiile dintre cadrele medicale de la Spitalul Sfântul Pantelimon în dosarul morților suspecte. Înregistrările care sunt pe masa procurorilor par să întărească suspiciunea că pacienții ar fi murit cu zile, fiindu-le modificată cu intenție doza de substanță care îi ținea în viață. Înregistrările au fost obținute de jurnaliștii de la cetățeanul.net, iar prima convorbire telefonică înregistrată arată cum directoarea este înștiințată de către o asistentă că mai multor pacienți de la secția ATI le-ar fi fost modificate de către unii medici dozele de noradrenalină, substanța care îi ținea practic în viață. Și 20 de joi până duminică. Și până sâmbătă dimineață. Până sâmbătă dimineață au murit 20. Da, și... Dar la fel, la toți le-a făcut același lucru cu noradrenalina, le-a scăzut-o? Și v-am scris eu acolo, v-am redirectat. Da, da. 741, 741, nu știu care. Ăia la toți le-a modificat nora. Le-a modificat și la alții le-a pus ser în loc de noradrenalină. Și la ser în loc de nora, da, e făcut. Dar cine le făcea asta? Medicul sau asistenta? Medicul. Da, și îmi spune în foaie 30 cu 20 sau cu 15 și se meargă cu 1. Doamne, ferici. Iar asistentele ce zic, mă? Ce, noi? Păi cum să facem așa? Ei pleacă noi, iar arătăm la 20. Este și momentul în care directoarea Camelia Stamatoiu pare să și decidă să înștiințeze procurorii și le cere asistentelor să spună adevărul în cazul unei anchete. Așa ceva. Dar asta doctorița Pontilian știe de chestia asta? Nu știu dacă știe, dar nu cred că Concilia nu s-a întrebat câți morți au fost, nu cred. Eu nu cred că ei ne discută între medici. Păi tocmai că acum când am modificat și pe spațiu la care a intrat ca asistentă, nu știu cât are, câteva luni, făcea că eu am de copii acasă, zic, știu și eu la fel ce vor ăștia să facă. Păi sigur să elibereze secția. Nu vezi? Asta vor să facă. Doamne, ferește. Oricum, dar cum e scandalul ăsta cu asta, dacă un caz în care se aude sau vine cineva peste voi, voi să spuneți adevărul. Să nu ne acoperim cu nimic. Dom'le, dacă te chemă să nu spui, să nu știi, să spui că nu știi nimic, păi cum să spun că nu știi nimic? În moment ce te cheamă undeva, nu? Da. Să spuneți adevărul. Într-o altă înregistrare, asistenta descrie cum a murit un pacient căruia i-ar fi fost scăzută doza de noradrenalină. Și domnul era la 20 nora. Și le arată la unul în mare șansă să trăiască? Dacă el are rata cu 20, în niciun caz. În câteva ore e transtop, pacientul. Și ce tensiune avea? Păi eu, cu nora avea 110 la 20, așa s-a scăzut la 45. Auzi, dar pacienta asta cum se numea care a murit, știi? A, nu mai știu. Nu mai știu. Nu mai știu. Dar oricum am avut tot salon. Tot salonul 6 m-am dat. Tot salonul 6, 2. Joi? Joi pe salon. Dar putem să intrați, să vedeți. De joi până sâmbătă dimineață, câți pacienți au murit pe trafic? Da, la ieșit. La ieșit, da. Uh-huh. Dar tu poți să intri acolo, să vezi? Jurnaliștii de la Cetățeanul au contactat-o pe directoarea de îngrijiri medicale a Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon, Camelia Stamatoiu, cea care a sesizat procurorii DNA despre situația șocantă de la secția ATI a Spitalului. Camelia Stamatoiu a confirmat autenticitatea înregistrărilor audio.